Doi români sunt cercetați pentru o crimă din Ungaria după 29 de ani de la producerea ei. Aceștia au fost prinși după ce polițiștii au analizat urmele de ADN lăsate pe un muc de țigară. Mariana Zaharia, colega mea, vine cu mai multe informații, ne explică de ce au durat cercetările atât de mulți ani. Mariana, te ascultăm. Am găsit crima pe care spun că au rezolvat-o acum polițiștii maghiari a avut loc în septembrie 1993. Victimă a fost o bătrână care locuia singură. În casa ei, cuplul de români ar fi intrat ca să o jefuiască. După ce a ucis-o, a plecat cu sute de mii de forinți. Cuplul de români ar fi comis încă o crimă, susțin autoritățile. ADN-ul ridicat de pe mucul de țigară găsit în casa victimei a fost comparat cu cel pe care l-au recoltat polițiștii în celălalt caz de crimă și s-a confirmat că ar fi aceiași autori. Între timp, cuplul de români a divorțat. Bărbatul a fost adus în Ungaria în luna august dintr-o închisoare din România unde era condamnat pentru mai multe infracțiuni, iar femeia a ajuns și ea în custodia autorităților în luna mai. Acum ambii se află în arest preventiv.